Noile condiții de pensionare au intrat în vigoare. Persoanele interesate să iasă la pensie și care vor să beneficieze de noul mod de calcul pot depune deja cereri în acest sens. De noile reguli pot beneficia doar persoanele care se pensionează de la data intrării în vigoare. Legea pensiilor a fost schimbată. Mehedințenii care se apropie de vârsta de pensionare pot depune la casele teritoriale de pensii cereri de pensionare pentru limita de vârstă pentru a beneficia de noul mod de calcul. De noile reguli privind pensionarea pot beneficia doar persoanele care se pensionează de la data intrării în vigoare a legii. Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile legii 215/2019, pentru modificarea legii 263 privind sistemul unitar de pensii publice, își pot depune cereri de înscriere la pensie la sediul casei de pensii. De asemenea, și pentru pensiile de invaliditate anticipate și anticipate parțial, care urmează a fi transformate în pensii pentru limită de vârstă, vârsta standard de pensionare redusă va fi calculată conform noilor prevederi legale, începând cu 17 noiembrie 2019. Ca și elemente de noutate, noul mod de calcul ia în considerare acordarea unui spor la stagiul de cotizare pentru perioadele lucrate în condiții deosebite după data de 1.04.2001, dar și reducerea vârstei standard de pensionare aferentă perioadelor încadrate în condițiile deosebite de muncă și pentru perioade mai mici de 6 ani. Elementele de noutate cu privire la legea 215 din 14 noiembrie 2019, care modifică legea 263/2010, legea pensiilor, se referă la următoarele. Acordarea unui spor la stagiul de cotizare pentru perioadele lucrate în condiții deosebite, după data de 1.04.2001, de 4 luni pentru fiecare an realizat în condiții deosebite față de 3 luni conform reglementării anterioare. De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare aferentă perioadelor încadrate în condiții deosebite de muncă și pentru perioade mai mici de 6 ani. Cei pensionați pentru limită de vârstă înainte de această dată nu vor putea beneficia de noul mod de calcul, deoarece legea nu prevede nicio măsură de recalculare pentru cei deja pensionați.